Tăricianu îi de peste nas lui Dragnea, după confirmarea lui Coldea, eu știu cum se me comport. Civilii cu civilii și restul. Presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tăricianu, a declarat luni ce nu el este cel care trebuie întrebat dacă este sau nu potrivit prezența unor persoane la un eveniment informal organizat de SRI, adugând ce subliniere piese se comporte. Discutați cu cei care au făcut aceste afirmații, nu-mi puneți mie întrebarea referitoare la obligațiile sau calificile în care particip la o serie de reuniuni alte persoane. Eu, în ceea ce mă prive subliniere tiu cum se me comport. În viac eu am încat sublinierea, civilii cu civilii sublinierei restul, a precizat Tăricianu, după subliniere din cabiroului permanent, informează agerpres.ro. Presubliniere dintele Senatului a fost întrebat dacă este potrivit prezența lui Liviu Dragnea la un eveniment de cereciun, organizat de SRI, a cărui participare a fost confirmat la audierile din cadrul Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității SRI de fostul sublinierei al SRI, George Maior, sublinierei de fostul prim adjunct al serviciului, Florian Coldea. De asemenea, Tăricianu a fost întrebat de ce nu particip la întâlniri informale organizate de servicii. Ministerul Agriculturii, intervenie de urgență în PIA, au retras 30.000 de tone de vin falsificat. Presubliniere din Telecomisiei Parlamentare pentru Controlul Activității SRI, Claudiu Manda, a declarat pe 5 aprilie, după audierea lui Florian Coldea, ce a existat un eveniment în ajunul cereciunului la care au participat mai multe persoane, beneficiari sau parteneri ai SRI. A spus că a existat un alt fel de eveniment în ajunul cereciunului. La acel eveniment au participat mai multe persoane. A fost întrebat câte, nere. Coldea a spus că peste 10 persoane, nu vrea să detalieze numele. A fost rugat doar să confirme unele persoanele despre care subliniere timp în spațiul public subliniere i-a confirmat. A spus că toate acele persoane erau beneficiari sau parteneri ai SRI. A fost un astfel de eveniment, nu s-a tăiat niciun porc. Printre aceste persoane erau domnul Ghic, domnul Dragnea, domnul Maior, domnul Coldea, partenerii externi sublinierei domnul Ponta, dar numai subliniere tiu dacă l-a întrebat, dar exista afirmația domnului Maior despre acest eveniment, a declarat Manda.